Sălile de operație puține de la Spitalul de Urologie din Craiova lasă medicii cu buzele sparte și contuzii, pentru că unul dintre chirurgi își opera pacientul într-o sală care era programată pentru o altă intervenție. Cele două cadre medicale au ajuns să se ia la bătaie. Cel puțin așa susține una dintre părți. Băi, e sala lui, hai că doar, hai că doar, tata, du-te frate și lasă-ne și pe noi în pace. Deci ești dus. Băi, programul face șeful de secție, da? Deci eu stăteam cu spatele la perete cu alți colegi. Ei aveau o discuție despre niște săli cu șeful secției sau nu mai știu cu cine exact. Și a trecut pe lângă mine, s-a oprit și cu cotul s-a lăsat și a dat cu toată forța în gât și după aia cu pumnul în gură, spărgând un buz. Absolut din senin. Rudele unui pacient care se afla pe masa de operație au auzit țipetele și înjurăturile dintre medici. Nu mai are sens să discutăm și așa am inima cât purecele, da? Vă dați seama, e tatăl nostru în operație. Nu-i frumos, dar nu-i frumos să facem lucrurile astea. Toți lucrăm, dar nu e bine. Nu e bine, nu e omenesc, Dumnezeu e sus și are grijă de toți. Medicul acuzat de agresiune susține însă că el a fost provocat de ceilalți colegi, pe care îi acuză la rândul lui că i-au luat telefonul și l-au distrus. Ce cadou mi-au făcut? Ce cadou? Asta, mi-au jucat telefonul în picioare de mergi că sunt în blocul operator să operez doi pacienți pe care ei îi amânaseră în urmă cu 10 zile. Să vină cu probe audio-video, că toți au smartphone-uri. Acești savanți tineri și neliniștiți. Conducerea spitalului a înregistrat o plângere împotriva medicului. Există o procedură disciplinară referitoare la multiplele sesizări ale colectivului clinicii de urologie, ultima depusă chiar în cursul zilei de ieri, cu privire la comportamentul inadecvat al doctorului Riza. Polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații între mai mulți medici de la un spital din Craiova. Colegii mei s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că evenimentul se confirmă. În acest caz s-a deschis un dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Mugur Riza nu este la primul scandal. După ce a fost demis, tot din cauza scandalurilor, a revenit la muncă în urma unei decizii judecătorești.